m-am hotărât eu ca să vin la Isus. Am probe, pentru că de câte ori am cerut ceva, mi-a oferit. Pe mine n-a avut maica mea să mă aducă pe lume. Mama s-a chinuit cu noi. Am fost 5 frați. Erau săraci. Cu toate astea, eu tot am venit. Erau certuri, bătăi. Dacă m-am născut într-o familie ortodoxă, nu știam despre Iisus nimic. Nu știam nici despre Biserica Ortodoxă, adică nu mergeam la biserică. Avem cineva să ne invite la Căminul Cultural dacă vrem să ascultăm despre Dumnezeu. Aveam 19 ani și m-am dus de curiozitate. Atunci am citit prima dată din Biblie. Mi s-a părut interesant. M-am căsătorit cu ea și am făcut un copil. Bine, ăsta a fost la cerere. Am spus, Doamne, vreau un băiat. Dumnezeu mi-a dat un băiat, cum am vrut. Nu aveam servici, nu aveam bani. Și am ajuns la pușcărie, că am luat un sac de îngrășăminte. Când am căzut la pușcărie, eu chiar nu aveam ce să mănânc atunci. Meserie o cunoșteam, dar nu mă cunoștea nimeni. Și acolo mi-a trimis o Biblie și am citit ea. Eu acolo l-am cunoscut pe Iisus. În 2017 am aflat de un cancer la sân. A spus că este... la început nu știau nici ei medicii dacă într-adevăr este sau nu, că am calcinom lobulat in situ. Mi-a fost foarte greu, a fost ca o lovitură așa puternică pentru mine. Într-un fel mă supărasem un pic în sinea mea pe Dumnezeu, de ce tocmai eu? Ea are și un handicap, are o proteză la picior, a avut un accident de tren. La vârsta de 10 ani, noi stăteam aproape de calea ferată. Era pe timpul lui Ceaușescu, când ne trebuia foarte multă maculatură. Și am mers cu o colegă să luăm niște hârtii de acelea din vagoane, să le ducem la școală. Când m-am urcat eu în Marfar, mergeam mai încet și mi-a trânat picioarele pe lângă șina de tren. La vreo 10 metri înainte era o clădire unde se cântăreau vagoanele. Și atunci am zis că dacă ajung până acolo, mă lovesc cu picioarele și mă aruncă cu corpul sub tren. Nu mi-aduc aminte cum am sărit, că m-am trezit doar sub tren. Eram cu fața în sus, piciorul ăsta stângul mi-a căzut pe linia de tren. Mă rugam să treacă mai repede trenul să mi-l taie ca să pot să ies eu de acolo, așa gândeam eu. Să pot să ies eu de acolo să nu mă prindă dizerul de la jumătatea corpului. Era praf de ăsta de cărbune pe margine și m-am chinuit ca să ajung până la potecă. Și am ajuns până acolo cu piciorul tăiat, nu mi-aduc aminte dacă ce durere am simțit. Țipam acolo. Erau o femeie și doi ceferiști chiar sub pod, că acolo s-a întâmplat. Și m-au legat și s-a urcat cu mine sus pe podul acela și a făcut cu mâna la o basculantă să mă ducă la spital. Am probe, pentru că de câte ori am cerut ceva, mi-a oferit. Am lăsat de țigări. I-am zis, Doamne, dacă cu adevărat existi, ajută-mă să mă las de țigări, că eu fumam mult. Și a doua zi n-am mai fumat. Am vrut să fumez la o cafea și n-am mai renunțat și la cafea. Deci Dumnezeu există. Am făcut un copil, după aia am cerut o fată, mi-a dat fată. După aceea iar un băiat. Deci a fost la comandă. Mi-am zis că am cancer, totuși nu mi-a venit să cred că mi se întâmplă mie așa ceva. Și am stat cam un an de zile pe drumuri. Nu-mi dăduse doi medici același diagnostic. La un an de zile, ducându-mă la control cu dreptul, eu am simțit un nodul cât unghia. Și am spus medicului și
ce nu e cine știe ce, dar rămâneți să facem și un ecograf. Mi-a făcut ecograful, am văzut-o că deja s-a schimbat, să ia puțin la față, nu-mi place cum arată, trebuie să facem o biopsie. Mi-a spus că e un cancer care e mai avansat și nici nu se pune problema de operație. O să fac citostatice cam 8 luni de zile să vadă dacă poate să-l oprească. A intrat singură în cabinet și când a ieșit afară mi-a spus că are cancer și a zis că nu e nicio problemă. Gândul meu era tot la Iisus. M-a rugat la Iisus și a spus dacă mai mă poate ajuta. Am făcut primul citostatic și când am venit acasă am zis că eu nu mai fac nicio cură de citostatic. Eram foarte, deci mie nu venea să cred că eram atât de rău, să nu poți să te ridici din pat. Prima operație am făcut-o în 2017 la dreptul și în 2019 m-a depistat cu cancerul la sânul stâng și am urmat chimioterapia. Și abia după 8 luni de zile a urmat operația, deci mi-a extirpat sânul. Am făcut și o rugăciune. Așa, în gând. Ai o teamă. Dar în momentul când a venit și m-a luat din salon și am zis, Doamne, dă-mi Tu pace și mă încred în mâna Ta. Voia Ta să facă cu mine. Și când m-au pus pe masa de operație, am spus decât Tatăl nostru, dar am avut așa o pace și o liniște, nu credeam că voi fi atât de liniștită. Atunci am fost supărată pe Domnul, dar acum eu îi mulțumesc lui Dumnezeu. Nu știu de ce, dar în suferință noi îl căutăm pe Dumnezeu. Am zis, Doamne, dacă Tu mă vei trece la somn, vreau să fiu împăcată cu Tine. Să nu mor neîmpăcată. Viață grea, ce să vă spun, ușor nu mi-a fost. Munceam, turnam betoane, seara mergeam cu mașina la Cluj. Acum Domnul știe când mă va trece la somn, dar sunt mulțumită că mi-a răspuns Dumnezeu la o rugăciune și o așteptare de mulți ani de zile. Odată m-a hotărât ce poate să mi se întâmple. Rău nu, bine da. Și m-a hotărât și i-am spus că vreau să merg și eu la biserică. Mi-a fost un pic greu să mă hotărăsc, dar Domnul mi-a dat putere să vin și trebuie să te rogi. Nu mi-e greu. E greu la cei care nu vrea să fie lângă Iisus. Cei care nu îl vor pe Iisus nu acceptă așa ceva. Îi spune, păi nu pot să mă las de țigări, nu pot să mă las de băut. Și tot așa, ei se gândesc prima dată la plăcerile lor. M-am hotărât eu ca să vin la Iisus. I-am spus într-o seară că vreau să vin și eu la biserică. Și de atunci am venit în continuare. Eu am vrut de mult să vin la Iisus, dar nu știu ce m-a ținut. I-am zis mereu că vin și acum am luat o hotărâre. Simțeai așa că nu mai ai o povară de păcate. Te simți altfel. O pace în suflet și o bucurie. Mă bucur că am ales. Iisus trebuie să ne ajute. Altcineva nu. Fără El nu faci nimic. Dumnezeu înseamnă totul pentru mine. E viața mea. Acum nu mi-e teamă de această boală, pentru că dacă L-am pe Iisus, am totul. Femeile care au cancer de sân, să creadă în Dumnezeu. Dumnezeu îți dă vindecare și îți dă putere să treci peste orice.